Ședința de mâine va fi una pe muche de cuțit, pentru că nici până astăzi nu se știa dacă PSD s-a înțeles cu PPDD în vederea formării unei majorități. Negocierile au fost purtate la București între liderii celor două partide, pentru că, pe plan local, Nicoleta Mocioi, președintele Organizației Județene Gorja PPDD, se ține tare pe poziții și își arată susținerea pentru partidele din opoziție, PNL și PDL, în ciuda tentației funcțiilor promise de PSD. Cea de vicepreședinte a Consiliului Județean Gorj și cea de adjunct al inspectorului general școlar. Va fi o ședință normală de lucru. Nu cred că vor pica capete. Ordinea de zi a fost stabilită de domnul președinte Călinoiu. Nu avem de ce să susținem noi până la urmă această ordine de zi. Nu s-a consultat cu absolut nimeni. Dacă tot e să vorbim de alianțe, acest Gorj roșu de 25 de ani poate avea o alternativă cu o alianță pe partea dreaptă. Dan Vâlceanu, președintele PDL Gorj și liderul grupului consilierilor județeni democrat-liberali, susține că sunt șanse mari ca ședința de mâine să se amâne, pentru că președintele Consiliului Județean Gorj nu ar fi găsit consilieri trădători în alte partide. Eu încă mă aștept să văd o amânare din partea domnului președinte a acestei majorități, pentru că încă, din câte am înțeles, caută trădători și nu-i găsește. Probabil că și trădătorii sunt pe cale de dispariție, cel puțin în Gorj. Cuvântul de ordine în noua majoritate este încredere și avem încredere în alții. Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, nu are emoții pentru ședința de mâine, mai ales că nu se va supune votului funcția ocupată de el. Emoții nu există, vom vedea atunci și acolo dacă se va crea altă majoritate sau rămânem cu majoritatea stabilită la început de mandat. Vicepreședintele Consiliului Județean nu exclude nici amânarea ședinței și pasează răspunderea în curtea liberalilor, care au votat în urmă cu o săptămână alături de consilierii din opoziție împotriva proiectului de hotărâre privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean. Sunt mai multe variante. Toate țin de pârghile democratice pe care le avem la îndemână noi, Consiliul Județean, consilieri, județeni și așa mai departe. În funcție de colegii noștri liberali, pentru că până la urmă pe undeva pe la ei este mingea în terenul lor, vom putea să vorbim despre un viitor stabil în Consiliul Județean cu ei sau cu alții. Liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a venit cu o informație surpriză. Proiectul de hotărâre privind înlocuirea din funcția Mădălinei Ciolocoi ar putea fi schimbat. Se va ține și sper ca totul să decurgă normal și majoritatea să fie așa cum a fost până acum. De ordine de zi se află încă revocarea din funcție. Deci eu nu pot să comentez prea mult pe tema aceasta legată de ordinea de zi, pentru că din câte cunosc, din informațiile pe care le am, s-ar putea să se schimbe. Mădălina Ciolocoi a luat decizia de a nu participa la ședința de mâine, în care se va decide schimbarea sa din funcție, mai ales că nu poate să voteze. Aceasta declară că nu va fi supărată pe consilierii care vor vota împotriva sa. Nu știu ce se va întâmpla în ședința de mâine, nu știu ce decizie se va lua. Din punctul meu de vedere, mă voi supune deciziei majorității care va apărea mâine și care majoritatea își va impune punctul de vedere, rămânând ca și în cazul în care voi părăsi funcția să activez în cadrul Partidului Național Liberal. V-am spus, o să îi respect pe colegii mei și pe cei care vor vota pentru menținerea mea în funcție și pe cei care nu vor vota pentru menținerea mea în funcție, indiferent de partidele din care provin. Nu voi pune niciodată interese personale în fața intereselor Partidului Național Liberal. Oricum, ședința de mâine se anunță cea mai interesantă din ultimii ani, pentru că politicienii vor uza de toate armele pe care le-au la dispoziție.